Ești antreprenor sau spectator? Uite cum să nu mai stai pe margine în era marketingului video. Este momentul să alegi dacă vrei să fii un antreprenor activ sau doar un spectator pasiv. Stând pe margine și privind cum alții profită de puterea conținutului video, riști să rămâi în urmă. Iată cum să nu mai stai pe margine și să te implici în mod activ. Începe cu învățarea. Există resurse bogate și accesibile pentru a-ți dezvolta abilitatea de a face marketing video. Fie că este vorba de filmare, editare sau strategii de conținut, investește timp în dobândirea de cunoștințe. Nu te limita la a crea conținut video doar pentru a fi prezent. Creează conținut valoros și informativ care să aducă beneficii audienței tale. Fii autentic și transmite mesaje relevante. Implică-te în comunități online și colaborează cu alți creatori de conținut. Acest lucru îți poate extinde rețeaua și te poate ajuta să înveți din experiența altora. Nu te lăsa prins în haosul conținutului aleatoriu. Stabilește obiective clare și elaborează un plan strategic pentru conținutul tău video. Publică în mod regulat și menține o prezență constantă pe platformele de social media sau pe canalele tale de distribuție. Consistența construiește loialitate în rândul publicului tău. Fii curajos, stai în fața camerei cu încredere și autenticitate. Nu-ți fie teamă de greșeli sau de critici. Cu fiecare apariție în fața camerei vei deveni mai sigur pe tine. Alegerea de a deveni un antreprenor activ în era marketingului video poate să-ți aducă beneficii semnificative afacerii tale. Nu mai sta pe margine să observi cum alții au succes. Implică-te, învață, creează conținut video valoros care să te ajute să-ți dezvolți afacerea și să-ți construiești brandingul personal.